Bună dimineața, stimați colegi, vă mulțumesc, domnule președinte. Declarația politică de astăzi am intitulat-o Pensia decentă, o utopie în România. PSD-Alde se joacă cu pensiile românilor. Dacă în iarna trecută pensia se tripla sau creștea de nu știu câte ori, acum, mai nou, aceasta doar se dublează. Și nu de acum, ci până, la anul, până în anul 2021. Bănuim că între timp guvernanții au mai făcut ceva școală, s-au învățat după manualele noi și au constatat că au greșit calcule inițiale. Cert este faptul că de 2 ani această lege se tot modifică, fără un rezultat real, rezonabil, bazat pe stagiile de cotizare ale pensionarilor și pe veniturile reale ale statului. În noua lege privind sistemul unitar de pensii publice se prevede că asigurații sistemului public de pensii, adică salariații, nu vor mai beneficia de pensie pentru perioadele în care angajatorul nu achită contribuțiile către aceștia, având în vedere că Agenția Națională de Administrare Fiscală nu întreprinde toate demersurile legale pentru a determina angajatorii să plătească contribuția de asigurări sociale, sute de mii de salariați nu vor putea beneficia de pensii. Practic, statul incapabil de a încasa taxele se crede capabil să plătească pensiile dublate după o matematică doar de el știută sau rescrisă. Constatând că la nivel de guvern nu există nimic sigur în privința viitorilor pensionari, ci numai promisiuni marca PSD-alde, adică povești electorale care amăgesc votanții. Protecția socială pe care a înțeles-o Lia Ulguța Vasilescu să o facă salariaților și pensionarilor din România este o mare minciună, lucru dovedit de bulbuielele în modificarea și aplicarea atât a legii salarizării cât și cea a pensiilor. Ne exprimăm solidaritatea cu sindicatele din România care militează pentru înlăturarea acestei aberații legislative marca Lia Ulguța Vasilescu. Domnilor guvernanți, mai munciți și pentru oamenii din această țară sau numai pentru interesele voastre personale. Vă mulțumesc, deputat PNR Vasile Gudu.